așa deep. Ăsta parcă știu, frate. Știi mai mult. Nu, parcă știu, cred că. Nici au cercit, așa de mic. Nici o Ervin, dă-i înainte, tu!
când tu voi muri. Mai bine hai mala decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât... Profit de ocazie să mă adresez dumneavoastră, concetățenilor mei. În primul rând vreau să salut inițiativa acestor tineri. Păcat că cei din generația mea, care s-au născut și s-au educat în cealaltă epocă, epoca de aur, nu a avut inițiativa acestui domn consilier care încearcă să repare o mică greșeală la care a luat parte. Vreau să întreb domnii consilieri, văd că nu e niciunul aici, în afară de domnul Ervin. Care este motivul pentru care semnează, între ghilimele spus, precum primarul, fără să citească? În 2004 am investit încrederea noastră a cetățenilor și vă spun sincer, cu mâna pe inimă, am fost cel care am susținut cel mai mult pe domnul nostru conducător al acestui oraș. Toată stima și respectul pentru ce a făcut în prima perioadă. Vreau să știu, și dumneavoastră sunt sigur că vreți la fel ca mine să știți, de ce ne plângem că nu avem bani la bugetul local când este vorba de canalizări, de asfalt, de tot ce ne trebuie. Și acum transferăm practic banii încasați de această firmă în alt județ. Care este motivul pentru care n-au participat la această licitație firmă din acest oraș? Ca banii să rămână aici la noi. Să avem bani pentru tot ceea ce ne trebuie. Unde este spiritul gospodăresc? Vreau să știu. De ce atâtea nepotisme în această clădire din spatele meu? Subsemnatul, în primul rând, locuiește pe o stradă care arată exact ca acum 500 de ani. O stradă fără canalizare menajeră, o stradă fără canalizare fluvială. Menajerul este numai pe jumătate din stradă, iar ejecțiile celor care locuiesc în partea de nord, de unde locuiesc eu, de pe strada Șoimului, toate ejecțiile astea ajung în stradă, în șanț. Treceți pe strada Măgurii, prin fața casei domnului Picu, să vedeți seara. Te ustură pur și simplu ochii din cauza mizeriei de pe șanț. Este o stradă care arată cum ar trebui să arate o stradă din secolul 21. Și nu este singura stradă, nu sunt singurele probleme din acest oraș. Și noi... Păi n-a făcut facem cadou, aia, facem cadou un contract unei firme din Botoșani. Exact cum am făcut cadou, sau mă rog, nu noi, alții, o grămadă de obiective industriale care s-au tocat mărunt ca unii să se îmbogățească. Iar alții să fie nevoiți să se ducă în Spania și în Italia să-și caute loc de muncă, să supraviețuiască. Mulțumesc! Anul trecut, profesorilor li s-au tăiat salariile. Bugetarilor în general li s-au tăiat salariile. Primăria Codleanță și-a acordat prime. Acest lucru trebuie să înceteze. Trebuie să luați dumneavoastră atitudine, stimați cetățeni, pentru că în primăria Codlea să înceteze abuzurile. Pentru că până la urmă, bugetul local nu este un buget privat, ci este bugetul codlenilor. Mulțumesc foarte mult domnului Bogdan care a vorbit adineori. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru, din nou, pentru faptul că sunteți aici și pentru că vă pasă. Nouă ne pasă de Codlea și este foarte important. Nouă ne pasă. Se pare că altora însă nu le pasă nici de cetățeni, nici de acest oraș. Rușine! Este anormal ca primăria Codlea să fie o primărie de angajați îmbuibați. Nu mă înțelegeți greșit, vorbesc de o medie. Există șefimea care își bate joc
de tot ceea ce există, pentru că șefii mea a semnat acest contract ilegal, care pur și simplu vă fură demnitatea, vă fură locurile de parcare și vă fură bani. De ce nu vine primarul să stea de vorbă cu noi? Să spui, să vine... Consiliul local trebuie să repare această greșeală. Consiliul local trebuie să repare această greșeală. Este foarte adevărat că în unanimitate, în unanimitate... Ciuma portocalie să dispară, că nu mai vreau să facem nimic. Ciuma portocalie să dispară. Cetățenii din Codlea trebuie să-și exprime liber orice gând și trebuie să ceară autorităților să-și facă datoria. Nu mai lăsați autoritățile să-și facă de cap. Nu mai lăsați autoritățile să-și vadă numai de interesele lor. Veniți la ședințele Consiliului Local. Ședințele Consiliului Local sunt publice, stimați cetățeni din Codlea. Ședințele Consiliului Local sunt publice și puteți să participați la ele. Uitați-vă în gura politicienilor, pentru că ei altfel nu se uită deloc la dumneavoastră. Ca atare, politicienii sunt lipsiți de respect, de responsabilitate, de integritate, de viziune. Sunt, și nu mai spunem cum sunt. Va trebui să-l încurajăm pe domnul Ervin, are o grămadă de dușmani, este o inițiativă și este o inițiativă pentru democrație, este o inițiativă pentru libertate, este o inițiativă pentru onoare și pentru demnitate. Așa că haideți să mergem înainte și să fim solidari, să ne unim și împreună să facem ceva pentru orașul nostru. Mulțumim! Bravo! Solidaritate! 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 Solidaritate!